Căința de a fi este numele volumului de poezii pe care Marius Pașcan, prefectul județului Mureș, l-a scris. În această idee s-a conceput un spectacol în care Mircea Rusu, împreună cu trei actori ai Teatrului Național din Târgu Mureș, au dat viață versurilor din această carte. Din pâinea nemuririi mă hrănește, păzește-mă să nu doamna cu efemerul. Fă-ne renăscuți ca iarba, învingând din înghețare, mai curați prin împăcare, unge în miracol vorba. Și iubire, crește zborul, dă-i aripi, nu făcătură. Impresionant a fost profunzimea și dăruirea prin care copilăria, viața de zi cu zi, a fost exprimată cu ajutorul condeiului. La un moment dat, chiar Marius Pașcan a pășit pe scenă și a recitat în fața publicului o poezie. Sufletul tău mi-a luat postul generator de sinergii. Oricând la braț sparg cu tine sahare seci și munți cărunți, dau viața mea să-ți fie bine, chiar când tuierele înfrunți. Familie îmi e străină, încrederea mă nobilează, mi-alungi angoasele haine, prietenia ta mă înseninează. Mulți spectatori au rămas surprinși de calitatea evenimentului și de faptul că o persoană din lumea politicului a creat ceva frumos pentru cultură. Fiecare rând a fost scris noaptea, oricând autorul a avut un pic de timp liber. E un prim turneu, cu Mircea Rusu am hotărât ca în toamnă să mai începem un alt turneu. Și e în sprijinul culturii. Eu cred că ea e cea care ar trebui să ne unească pe toți și semnul unității sub cultură se poate produce și nu prin dihonii de orice fel ar fi ele, în politică, economie, să zicem uneori în administrație. Cultura ne unește și ne trece pragul acesta al răfuielilor interpersonale și ne face un pic mai buni. Sunt câteva repere sfinte pe care le am, care țin de părinți, de bunici, de familia mea în general. Cartea de altfel este dedicată familiei și eu cred că familia rămâne o rădăcină teribilă care ne ancorează în realitate și în actualitate și fără de ea zburăm așa ca o petală în vânt sub tot felul de presiuni și la tot felul de vântoase. În sală s-au aflat oficialități, dar și oameni obișnuiți care au dorit la finalul spectacolului un autograf personalizat de la cel care a scris aceste versuri.